Salutare, dragilor! În acest video m-am gândit să vă prezint top 5 exerciții care îți activează pieptul, pe care eu l-am experimentat de-a lungul timpului și vreau să le împărtășesc cu voi. Primul exercițiu pentru piept este bine cunoscutul împins cu barag pe bancă orizontală. Aici o să activăm mai mult partea mediana pieptului, dar pe total vom lucra tot pieptul. Haideți să începem! Mișcarea trebuie să fie foarte controlată, pe partea negativă a mișcării 2 secunde, iar pe partea pozitivă în explozie, iar aici vă recomand să faceți 4 serii, câte 6-12 repetări. Următorul exercițiu o să fie împins cu gantere pe bancă înclinată la 30 de grade aproximativ. Aici o să lucrăm partea superioară a pieptului și mișcarea va fi mult mai lungă față de cum a fost și acum. Aici vă recomand 3 serii, la câte 10-12 repetări, iar mișcarea pe partea negativă trebuie să fie 2 secunde, iar pe partea pozitivă, explozie. Al treilea exercițiu este împins coboarea de la piept, plan declinat, unde o să lucrăm partea inferioară a pieptului, iar aici vă recomand să faceți 3 serii, la câte 10-12 repetări, iar mișcarea pe partea negativă dau 3 secunde, pe partea pozitivă în explozie. Al patrulea exercițiu, facem un exercițiu de izolare la pec deck. Acest exercițiu îmi oferă un stimul foarte puternic asupra musculaturii pieptului, iar aici o să facem 4 serii, a câte 15 repetări. Acest exercițiu vreau să vă dau câteva sfaturi pe care le puteți pune în aplicare. Pe partea negativă a mișcării lăsăm 3 secunde, iar pe partea pozitivă în explozie, iar aici în ținem 2-3 secunde pieptul în izometrie și coborâm ușor, explozie și menținem. Așa o să facem mai mult stres asupra musculaturii pieptului și o să pompăm mai mult sânge în mușchi. Ultimul exercițiu este unul din favoritele mele, împins de la piept la aparat cu încălcare pe discuri. Aici o să fie împins pe plan înclinat, unde o să lucrăm partea superioară a pieptului, iar aici o să fie tot așa mișcarea pe partea negativă, 2-3 secunde, partea pozitivă în explozie, iar sus menținem câteva secunde în izometrie pieptul, iar aici vă recomand să faceți 4 serii, a câte 80 repetări. Câteva sfaturi de reținut atunci când lucrați orice grupă musculară, în acest caz cum am lucrat azi pieptul. Nu folosiți greutăți foarte mari, folosiți greutăți care să vă permită să faceți numărul de repetări cât mai controlat pentru a activa musculatura pieptului cât mai bine și pentru a nu solicita alte grupe musculare
în cazul pieptului, să nu împingem mai mult din triceps, din umeri, și să încercăm să izolăm, indiferent ce exercițiu facem pentru piept, să izolăm cât mai bine musculatura pieptului. Așa vom avea o activare mult mai bună a pieptului și vom avea rezultate mult mai bune și vom avea un piept cât mai mare. Dacă folosești greutăți foarte mari, nu înseamnă că vei avea un piept foarte dezvoltat. Acesta a fost videoul de azi, sper că v-a plăcut și că veți pune în practică exercițiile pe care vi le-am arătat, pe care eu le-am experimentat de-a lungul timpului, și nu uita să te antrenezi inteligent și fii strong!